mașina încuiată și cheia în contact. Ce face medic? Spargem geamul? Încercăm YouTube. Geamul? Cerem ajutorul. Cum ne-a ajutat și pe noi să deschidem ușa? Portbagajul e încuiat? Voi ce limbă știți că se vorbește în Austria? Lăsați jos în comentarii, da? Chiar sunt curios. Vedem următoarea ecuație. O mașină, un Volvo XC90 cu 7 locuri, motor de 2.4 diesel, 186 de cai putere, un șofer profesionist la volan, 3 copii simpatici în spate, o soție iubitoare sau nu, și stresată că plecăm. Nu știu, e prima dată când trecem cu trenul. Deci trecem din Anglia către continent, către Franța cu trenul. Vedem ce se întâmplă, vedem, nu știm. Haideți să vedem. Am plecat în concediu, am uitat să vă spunem. Nu uitați butonul de like, suntem curajoși că plecăm. Apăsați butonul de subscribe să ne urmăriți aventura, să vedeți cum se călătorește prin Europa pe timp de pandemie. Să vedeți ce aventuri vom întâmpina pe drum, dacă reușim să oprim, unde reușim să oprim, cum reușim să oprim, sau vom fi opriți. Nu trece nimeni cu feribotul acum, sau sunt puțini? Este ora 8 și jumătate și noi ieșim din Anglia la 8 și jumătate. Vedeți? 8 și jumătate și uite și trenul. Pă bune, nu arată ca un tren în Zombieland. Celălalt vagon, nu? Probabil. Intrăm în tren, intrăm în gura balenei! Am intrat în gura balenei! Păianje nu e englezesc, îl ducem în Europa, în Franța, să găsească pe acolo vreo parteneră, ceva de distracție. A început să-și facă pânza, fii atent. În final, am ajuns în tren, stresul a trecut, ne relaxăm un pic, cel mai rapid tunel din lume, 35 de minute, o să trecem canalul Manecii, ajungem în Franța. De acolo conducem toată noaptea, vrem să conducem și mâine, a doua zi, facem un pic de opriri, dar ne vedem. Vrem să ne oprim înainte de Bruxelles. Haideți să vă arătăm Bruxelles-ul, da? That's the train, as you can see here, and we are heading to France, first of all, but we've passed the passport thing and there still continues to be a big van in front of us, or truck, or whatever it is. And let's see what it says. Okay, I think we're starting now. Ladies and gentlemen, your attention please. Listen carefully to the following safety information. E bine că nu mă plictisesc 30 de minute cât durează traversarea. Stau și-l urmăresc pe prietenul meu, pe Ange, nu? Cum își construiește la loc pânza. O să vă mai spun ce face prietenul meu pe Angelu din când în când. Ce nume ar trebui să-i dăm? Să-i punem un nume, nu? Zic eu. Lăsați în comentariu. Da, și 45, un sfert, o jumătate, 35. No, it's been 2 hours. 35 de minute de când suntem în tren, tati. Can't you see? E un pic confuză Miruna, pentru că am trecut din Anglia în Franța și s-a trecut la altă oră, normal. Am ajuns în partea cealaltă, a durat 35 de minute călătoria, foarte rapid, nu ne-am dat jos din mașină. Ne-au deschis și ușile. So it's been 30 something minutes since we got on the train and the time has now moved from 9 o'clock. From 9 o'clock to 10 o'clock, so it's been, so in France it's 1 hour
is 1 hour forward than England. Să nu uit, să fiu atent și să conduc pe partea dreaptă, da? Am intrat în Europa, nu mai suntem în Anglia. Va fi ceva dificil să mă obișnuiesc, da? Vă spun mai încolo cum se mișcă volanul. Nu te vezi. Mă văd. Gata. Hai la drum, în Franța. Pa! Nu știam cine mă aleargă pe drum. Ce? Nu știam cine mă aleargă pe drum. Am uitat să vă spun că a venit cu noi în excursie și Eddie. Băgăm motorină, repede, cât costă? 1,30 euro. Am făcut plinul, că tot am oprit. Eddie nu mai avea motorină. Mergem, facem un WC-ul. Mă spălăm pe mâini. Nu se oprește singur, ce ai? Cum să se oprească singur? Hai să plătim. Suntem în Germania. Am trecut, ne îndreptăm către Frankfurt momentan. Vă arăt răsăritul, da? Copiii dorm, sunt înăuntru, ia-i vedeți, nu o să văd. Dorm copilașii. Hai la răsărit. N-am mai apucat răsăritul astăzi pentru că am oprit într-o parcare și am furat 2 ore de somn. Dar o să prindem noi un alt răsărit să vă arătăm de la mare, de la munte. Asta doar dacă ne urmăriți și dacă dați subscribe și dacă ne lăsați și un like. Suntem în Germania, mai avem cam 4 ore și ieșim din Germania. Am condus aproape toată noaptea. V-am spus, am oprit 2 ore la somn. Eram totuși obosiți. Și să vedem cum reușim să trecem granița cu Austria și granița cu Ungaria, unde am înțeles că într-adevăr acolo sunt problemele. Rămâneți cu noi și vă arătăm și vouă. Deci nu se poate, domnule, nu scăpăm de ei nicăieri, nu scăpăm. Bună, Eddie! Bună, salut! Dar cum ai reușit, mă, să încarci mașina așa până sus? Nici nu m-am chinuit. Nu scăpăm, domnule, de ei nicăieri. Avem un ștau în față, ăsta, uitați să semnalizeze. Fiți-ar semnalizarea. Ești pe cameră! Avem un ștau în față, suntem în Germania. Păi ștau, așa, când ești în Germania, zici ștau. Dacă erai în România, zici aglomerație sau... Cum se spune în România când e aglomerație pe drum? Blocaj, nu-mi dau seama. În blocaj în trafic. Dar hai să mergem totuși. Diana a găsit o mașinuță mică. Topabilă. Unde am ajuns, Miruna? Unde am ajuns, Miruna? Trebuie să facem și oprirea, să ne facem tauleta de dimineață, da? Da, Miru, să ne spălăm pe ochișori, să păpăm ceva, micul dejun. Și am oprit într-o parcare din asta mare, cu mai multe. KFC, McDonald's, Burger King. Germania, da? Da, tot în Germania suntem. Oricum, cred că trebuie să luați la pachet.
Doamne, mâncați asta. A, să luăm la pachet, să nu intrăm înăuntru? Nu, așa trebuie, nu știu. Păi nu, stăm afară la terasă. Aveți mama rom și voi. Putem să stăm afară la terasă. Da? Nu e nevoie de cărți, tati. Haide, ne oprim, bem o cafea. Am fost super stresați până am ajuns aici, dar acum în Germania am început să ne relaxăm un pic. De aceea nici nu prea am vorbit pe drum când am plecat din Anglia. Hai, fată. Ilinca. Urmează Austria și să vedem dacă mai găsim vreo oprire ceva. Urmează podul, că este frumos podul. Spune ceva despre el, descrie-l. Ce vezi? Este Dunăre. Podul peste Dunăre. Dunăre. Avem un pic până la Austria. Donau sau Danube. Tot în Germania suntem, mai avem un pic până în Austria, imediat ajungem. Dar asta îi spuneam Dianei, că e mai bine că am mers așa cu distanțe mai mici, am pus pe navigație diferite adrese. Parcă nu ni se mai pare așa lung drumul, când am pus orașul de destinație din România și am văzut o zi și o oră. One day, o zi și o oră. Mi se părea că nu mai ajungem, dar așa din 3 ore, 4 ore, parcă e altfel. Ne apropiem un pic de Austria. Cu pași repezi, vrem să oprim un Passau, să facem plinul de motorină. Intrăm un pic în oraș, că e motorina mai ieftină. Și după aceea urmează granița cu Austria și Ungaria, să vedem dacă avem probleme, dacă ce se întâmplă, ne cer ăștia hârtii, ne cer ceva, că habar n-avem, nu știm. Dar o să vă spunem și vouă. Am oprit să iau motorină și m-am întors cu bere. I-am luat lui Diana o bere, mie un cappuccino. V-am luat și vouă covrigi, copiii. V-am luat covrigei și niște sticks-uri, da? Și acum trebuie să mă oprim să luăm vinieta. Ah, haideți să vă arăt cât costă motorina aici. Da, am oprit noi la Passau. De diferența de bani am mai luat și... Ah, nu mai e. E motorina e 1,1 aici, 1 euro și 10 cenți, cum ar veni la Passau. Față de 1 euro și 30, 1 euro și 40 de cenți pe autostradă. E diferență. Am luat 3 covrigi. Hai, ne vedem la rovinietă și în Austria. Am zis că ne vedem în Austria de 1000 de ori. Sper să ajungem și în Austria și în Ungaria. Republic Austrich. Ruin. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Bravo. Ne lasă să trecem. Fenomenal, ne lasă să trecem. Sperăm să avem același noroc și la unguri. Haide să oprim să luăm rovinieta. Uite râul, ce mare este apa. In. Ce râu e ăsta? In. In? Sau Rin? In, in. Rin, mă. Sol. Aici. Mai avem 12 ore până la... 12 ore, 57, până acasă. Da, ai pus pitești? Da, 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 până acasă. Am crezut că ai pus arat. Hai că ne-am mișcat bine. A, uite, a plecat ăsta aici și el parchează acolo în stânga și gata. Mamă, nu, ce stăm în ploaie? Nu știu, eu păi ce? Eu trebuie să stau în ploaie, a? Mă trimiți în ploaie, a? Mă trimiți în ploaie să-ți iau vinietă. Bani să ai. N-am că plătesc cu cardul. Certifică capi. Îmi trebuie cartea mașinii. Haideți, vă lăsăm un pic că... Să ne facem treburile pe aici. Ți-am luat cafea, dragă. Ți-am luat un cappuccino. Ia-mă certificatul și pleacă de aici. Vrei cardul Revolut? Nu. Nu, tati, că plătesc cu cardul meu de la bancă. Stai să văd pe unde e. Ce filmezi pe mine? Pe mine mă filmează. Bună cafea, bună Masaro. Așa zicea cafeaua. Sunt de fapt.
foarte bine. Bă, deci tot românul, mă, bă, să-mi pingă aia acolo, deci tot... La pâine caldă! Uite, mă, mâncați, zici că nu mai au loc, că se termină rovinieta la ei. Da, mă, bă, cum se dă corona? Păi nu așa se dă, mă, corona. Alo, mama mea. Gata, ne apropiem. Concediu antisocial. O să avem cel mai antisocial concediu anul ăsta. În izolare. Bă, cu nimeni, deci pe insulă. Ca aia, cum îl chema pe ăla care... Robinson Crusoe? Nu, lasă-l pe Robinson Crusoe, ăla... Ah, Tom Hanks. Tom Hanks, da. Cum naiba a jucat el în... Da, nu mai știu, isla. Ziceți filmul ăla. Da. Sinistratul, cum naiba îl chema? Nu, era Naufragiatul. Naufragiatul. Filmul se numea Naufragiatul. Am luat rovineta și pentru Austria și pentru Ungaria. 24,40, 25 de euro. Asta este AV, numărul mașinii. 10 zile, da. Un dus. 10 zile. Nu știu că era aia, vindea parcă... Ca pe bandă. Ce vrei? Nici n-am apucat să-i zic ce vreau. Austria și Ungaria, da. Mai vrei? Da! Tot! Am prins încă o aglomerație, încă un ștau. Sau un stau. Accident în Austria. Plus 22 de minute mai adăugăm la călătoria noastră. Da, avem noroc. Când am plecat din Anglia, am plecat la limită. Am prins 3-4 accidente de la de acasă până la tren. După aia, prin Germania, am prins tot așa vreo 3-4 cozi, dar s-a circulat bine totuși prin Germania. Acum, ăsta e, în Austria e cel mai lung, cea mai lungă coadă la un accident. Dar suntem bine, ne încadrăm în timp. O să mai luăm o pauză mai târziu, vrem să facem niște ciorbică. Mâncăm o ciorbică, bem o bere, o mâncăm, o încălzim, o încălzim niște ciorbică, mâncăm, o facem pe marginea drumului, vedem unde, în Ungaria, în România, vedem până unde ajungem. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, nu ne grăbește nimeni oricum, suntem în concediu, acum suntem și relaxați. Am plecat de acasă, suntem în Europa, n-are ce să se mai întâmple. Suntem pe calea cea bună. În Austria, ce limbă se vorbește? Germană? Austriacă? Există limba austriacă? Sau limba... Ce limbă se vorbește? Lăsați jos în comentarii. Germană. Limba germană? Miruna, zici tu? Voi ce limbă știți că se vorbește în Austria? Lăsați jos în comentarii, da? Chiar sunt curios. Aproape am mâncat pe pâine și Austria asta. Am intrat pe o ploaie demențială, torențială și ieșim pe soare, mai avem un pic până intrăm în Ungaria. Și ploaia. Și începe iară ploaia. Budapest. Cine asta? Spun ăștia ceva la știri. Da. Cred că e important că se repetă, dar nu înțeleg nimic. Hai să vedem. Ungaria și Budapesta. A, și am trecut de pragul limite, am scăzut sub 1000 de kilometri până acasă, avem 999, chiar în momentul acesta. Mamiena! Dar nu știu dacă mai e 80 sau s-a... Deci am fost atent dacă s-a trecut limitatul ăla. A, nu e tot 80. Vedeți ce peisaje frumoase avem prin Austria? Garduri. Doamne, n-au putut și să planteze un copac, au construit garduri de-a lungul autostrăzii. Așa ceva, niște săraci vienezii ăștia, austrieci ăștia, niște săraci. Nici vântul nu bate la ei, au pus ventilatoare de alea mari în oraș ca să răcească orașul. Nici vântul nu bate în Viena, așa de săraci. Am oprit să mâncăm. Nu mai contează,
Ce ziceți? Ia uite ce a pus frumos avem. Suntem la granița Austria, mai avem 10 km și intrăm în Ungaria. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat întâmplarea. Ce s-a întâmplat, Edi? Nu ne spune. Daniel are o explicație foarte adevărată și am vrut să luăm ceva din mașina lui Edi și s-a lăsat cheia în contact și am vrut să fim siguri că nu umplă nimeni în mașină și s-au închis toate ușile. Și cum s-au închis ele toate ușile așa, a rămas mașina încuiată. Haideți să vă arătăm cheia. Haideți să vă arăt cheia. N-am luat umbrela încă, stai să le arătăm la oameni, nu știu ce se întâmplă. Ia uitați cheia. Cheia în contact acolo și ușa încuiată, mașina încuiată. Mașina încuiată și cheia în contact. Ce face medic? Spargem geamul? Încercăm YouTube. Cerem ajutorul lui. Cum ne ajutați și pe noi să deschidem ușa? Porbagajul e încuiat? E... Asta cum e încuiată? Că are moțul sus. Să mai ridică încă atâta. A, să mai ridică încă atâta. Bă, pe asta trebuie. Hai, gata, ne apucăm de asta sau ce facem? Hai. Laurențile. Hai să căutăm pe YouTube. Nu, hai vino cu ace că caut eu. Vino cu ace. Hai să căutăm pe YouTube. Lasă-mă că trageți prea mulți de mine. Nu vrei, pierzi momentul. Ai răbdare. Ai răbdare. Edi, nu rupe mașina, ai răbdare. Stai un pic, Edi. Te rog. Cea mai bună ciorbiță, cea mai bună mâncare, ciorbă de burtă, ciorbă de burtă, ia chifteaua, neamule. Edi, bine că ai scos chiftelele din mașină, bă, că altfel rămâneau chiftelele acolo, ce ne făceam. Deschideam ușa, întâi și după aia mâncam. Râdem ca să nu plângem. Edi, lăsați mașina aici și veniți cu noi și după aia vă întoarceți să deschideți. Da. Nu, da, n-aveți cheie, două? What are you doing, father? Încerc să deschid ușa, dacă reușesc. Da, mă, trebuiau un șurub cu magnet. Ce faci, mă? Uite, vină cu acest să vă arăt, uite. Am făcut un laț și încercăm să prindem cu lațul, încercăm să prindem ciocul ăla de acolo. Vedem dacă ne iese. Nu cheia. A, nu. Păi n-are nimic, că te burtă nu intre. Da, mă, lente, da, mă. Vreau să apăs pe butonul ăla, ăla. N-ai cu toate pe geam? Ce n-ai cu ăla? Da, frumă, ia. Ei, bine, oricum ai ești recunță, că îmi merg ceva și... Dana, nu sunt eu. Noi dau cheale lui Daniela. Da. Ca să fie treaba, început să-i și plouă. Nu poți, apăs, uite, s-a strâmbat sârma mea. Toată lumea. Uite-o cu alea jos! Nu mi-a dat rău că mi-o dea decât capul celălalt, dată? Vedeți? Nu, că n-am terminat, am un buton în jos. E foarte simplu, e jos, Diana. E simplu, dar nu ai mână să faci acolo. Eu mor de râs, eu nu mai pot. Gata! S-a deschis geamul cu bățul! Bă, Edi, să-ți bagi cheia în fund, bă! Pararara, am intrat în mașină! Nu rupe, că palamau! Nu, 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 nu! Nu! Palamau, palamau, fiți atenți că tu-i s-a ajuns deși! Lasă-mă să pui un cârlin! Edi, o faci acasă, las-o, că trebuie să-i dai geamul jos! Nu, te rog cum o să o fac! Ah, ok! Da, da, da! Nu, dar trebuie de aici așa ții! Aolo! S-a îndreptat și ușa înapoi? E ca nouă! E ca nouă! Have a good one! Cheers, thanks! Gata, Edi, ești fericit? Operațiunea mașina s-a deschis! Gata! Putem să plecăm, să ne continuăm distracția. Fericit, mă? Gata? Gata, cafe și ușa deschisă. A, cu geamul deschis? Da,
It's a win-win. Ia stai, Laura. Băi, Edi, ia-ți Volvo, băi. Ia-ți Volvo. Deci cum a făcut Edi? A apăsat pe buton. Cine a apăsat aici pe buton? Dar la Volvo nu se închide. La el? La el s-a închis. Asta e. Suntem bine, plecăm mai departe. Haideți să vedem dacă reușim să dovedim și Ungaria în seara asta. Oriștile lui Don Quixote. Da, suntem în Ungaria. E super coadă să ieși din Ungaria către Austria. Vai, ce coadă este. Și cred că îi caută, îi măsoară temperatura, le face ceva. Vedem și noi acum când intrăm în Ungaria ce se întâmplă. Acum suntem deviați pe undeva. Nu știm, suntem în vamă. Și coada e pe partea cealaltă, e pentru a intra în Austria. Vai, ce coadă e. Super simplu, asta a fost trecerea în Ungaria. Ca să ieși din Ungaria către Austria, era coadă și control. Nu știu exact ce căutau, dar o să aflăm la întoarcere. Suntem în Ungaria, mai avem încă o țară și ajungem în România. 9 ore până acasă. Mai avem 100 de kilometri până la Seget. Am mai dormit 4 ore, cred că, într-o parcare și am oprit să alimentăm. Cât e? 424 de forinți litru de motorină. Habar n-am cât înseamnă asta. O să vă spun după ce fac calculul și transform eu în euro. Trebuie să plătim, luăm o cafeluță și urmează să vedem cum intrăm în România. Până acum totul a decurs bine. Nu, n-am dat niciun card în urmă. N-am dat. De ce? Nu-ți merge? Nu-ți curge motorina? Nu fi plătit ăla dinaintea ta și te pune pe tine la plată. Haide să ne vedem din vamă de la România, da? O să plătesc, iau cafea, facem pauză de cafeluță. Dacă reușim să intrăm în România, dacă ne primesc să intrăm, vama nu este aglomerată. Problema e că copiii dorm și o să trebuiască să-i trezim, sărăcuții, ca să-i vadă vame și la față, să fie aceiași cu cei din pași la poarte, să vadă că nu i-am furat, dar că sunt ai noștri. Vama nu e foarte aglomerată, e urât, plouă. Speram să ne întâmpine România cu o vreme frumoasă, dar mai bine să călătorim așa și să înceapă de mâine soarele. Mai răcoare un pic.
Haide să încercăm să trecem vama fără să trezim copiii. Butelia, nu știu, ați luat butelia din parcare, bravo. A, uitați unde am oprit, să mâncăm, luăm masa de prânz. Am ieșit după autostradă, vai, miroase a România, miroase a iarbă, miroase frumos. O priveliște nemaipomenită, mi-era dor de așa, să, uite, oprești. Am ieșit, acolo e drumul dintre autostrăzi, s-a terminat autostrada subit. N-au mai avut bani să o facă, n-au mai avut timp. Și am oprit să luăm micul dejun, să luăm masa. Copiii mănâncă, trebuie să fac, să scot butelia. Scot butelia, facem o cafeluță și vă spunem și cum a fost când am trecut vama din România. Asta e culcușul lui Ion. Ai dormit bine, tati, aici, după drum, aseară? Da. Da? Bravo, și eu am dormit 3 ore aseară, să știi. Ai lăptic? Da. Hai că-ți las portbagajul deschis, da? Să intri și la tine aer curat. Da? Și acum plecăm! Vine și e din spatele nostru. Cum v-am spus, ne vedem de acasică, să vă spunem, să tragem concluziile drumului. Deci fiți atenți că nu s-a putut abține. Deocamdată. Nu s-a putut abține. Ce-ți cumperi, Diana? O luă și caise, și piersis, și cireșe, vai, bogăție, bogăție ce e aici. Bogăție ce e aici. Ia, te-am prins. Bă, voi mâncați fără să plătiți? V-am prins. Hai să luăm duba. Edi, lasă mașina ta, luăm duba și gata. Schimbăm. Diana, tu ce vrei? Dar nu știți ce pierdeți, ia uitați aici. Aaa. Pară. În parte la fiecare. Ce vrei? Laurențiu, lasă-mă că să scrie, e toate lire. Ia, mă. Da, lire, bun, bine. Primește și, bă, e bine. Orice. Orice, bani să fie. Uite, bă, am venit în țara făgăduinței. Am ajuns în țara făgăduinței. Plătim cu cardul. Hai, da? Vezi de ce e frumos aici la noi în țară? Nu pot să cred, super plăcut, surprins, am trecut deci de la între autostradă și cealaltă, trei localități, ne-am oprit acolo la camping și am intrat iară pe autostradă, au deschis autostrada. Vai, deci îmi vine să merg cu 50 la oră pe autostradă ca să savurez asfaltul. Ce tare, dar nu știam eu de ce îmi dă navigația, de ce îmi dă GPS-ul 3 ore până în Pitești. Au dat drumul la autostradă, că altfel nu aveam cum să fac doar 3 ore, 5 ore de la Arad. 4 ore. Da. Dar 3 ore ne mișcăm super repede, ajungem super repede acasă. O surpriză plăcută. Am trecut de Sibiu și intrăm acum pe Valea Oltului. O zonă foarte frumoasă, haideți să vă arătăm un pic. Așa, doar un pic, intrarea. Norii sunt aproape de munți, acoperă munții. Nu vreau să fiu poet, dar e foarte frumos. Boița, 70. Haideți că ne oprim un pic pe Valea Oltului să vă arătăm peisajul și de acolo. Încă 2 ore și am ajuns la destinație. Căciulata
Diana spunea că spunea mie că are alergie la hotel. Păi, dar eu știu că ai alergie la hotel. Cum să stai, să pleci din casă, să stai tot în casă? Cortul, rulota e pentru noi, nu camera de hotel. Ce să faci într-o cameră de hotel decât ce faci și acasă? Doar că într-un spațiu prost. Mai mic. Stai ca prostul și te uiți la pereți. Da. Am ajuns la oraș. Fix 24 de ore și mai avem încă 25 de minute. Aolo, 48 de ore am făcut, da? Două zile, 48 de ore și-a din Anglia. Și-a pierdut mințile. Da, nu mai știu. După atât a condus, sunt varză. Și... Ia, ține-o tu. Ca să pot eu să conduc. Am ajuns în oraș imediat. Ajungem duminica, și trafic căsică. De duminică. Haideți să vă arătăm locuința noastră de vară și închidem vlogul, da? Închidem clipul de acolo, de la locuința noastră de vară. Gata! Fix 48 de ore de acasă din Anglia până acasă aici în Pitești, în județul Argeș. Suntem la reședința noastră de vară. Copiii se duc repede să-și facă un duș, să se spele, să nu bage COVID-ul în casă. Cine știe, am oprit printr-o felul de locuri. Toată lumea trebuie să-și facă un dușuleț. Ești ok, Irinca? Poți să-ți iei hainele? Da? Da? Bravo! Am ajuns acasă, concluzia. Dacă nu vă place să conduceți, nu e de plecat cu mașina. Noi plecăm cu mașina pentru că suntem 5 persoane și trebuie să plecăm chiar când este vacanța copiilor, atunci se explodează prețul biletelor de avion și ne duce la faliment. Vă dați seama să luăm 5 bilete dus, 5 bilete întors. Era să... Am zis să nu vă tușesc în față. Așa. Am desfăcut deja o bere. Deci dacă nu vă place să conduceți, e mult de condus, sunt 2700, poate și mai mult, depinde unde vreți să mergeți. Noi am avut noroc că am fost și cu vărul Edi, ați văzut, ne-am antrenat pe drum, ne-am oprit la cafele, la fiecare 2 ore jumate, 3 ore ne opream. A trecut altfel timpul, două mașini. Dar, vedeți, mașina e plină, bagaj, tot. Nu mai știu ce vreau să vă spun. Am ajuns cu bine, totul ok. Și de acum încolo suntem gata să începem marile aventuri. Așa că nu uitați butonul de like, abonați-vă paginii și aprindeți clopoțelul ca să fiți notificați când încep aventurile. O să vă arăt și rulota în următorul video sau într-unul din videouri. O să vă arăt și pe aici prin curte, prin ogradă. Da, următoarele videouri, căsuța din pădure, căsuța din curte, căsuța din... Haideți să vă duc și la rulotă totuși, că tot v-am spus de ea. Noi astăzi o să dormim în casă, mâine facem curat în rulotă, nici nu știu dacă e deschisă. Mâine facem curat în rulotă, avem programate 4 zile să stăm aici, după care trebuie să... Ah, e deschisă! Aolo, ce-i aici? Ce-a făcut tata-i aici? Ia uite ce-a făcut tata-i aici! Dezastru! Cric! Ce caută cricul acolo? Bagaje! Aolo! Ziare! Ulei! Da, deci mâine trebuie să facem curat în ea. Și vă arătăm mai multe. Hai să pun berea. Eu sunt cu berea, nu mai dau drumul la bere, gata. Primul lucru care am făcut asta a fost, am oprit la cârciumă. Mergem și la cârciumă, vă duc și la cârciumă. Am oprit la cârciumă la Finu, am luat niște bere. Ce să mai? Nu o mai lungim, cred că oricum o să iasă un video lung. Au fost 48 de ore lungi. Nu v-am spus. Granița cu... N-am avut nicio problemă. Granița cu Ungaria și România a rămas. Nu am avut nicio problemă. Am dat pașapoartele, ne-a întrebat de unde venim.
am intrat fără problemă. Asta se întâmpla pe data astăzi, ce este? 18, 19, nu știu în ce dată suntem astăzi, dar nu am avut niciun fel de problemă la nicio graniță. În schimb, ce m-a surprins, de când intri în România de la graniță, se spune, auzi la știri, cazuri, tot, purtați mască, nebunie. E, niciun vameș nu avea mască. E primul organ cu care, primul om public cu care ei intri în contact și niciunul nu avea mască. Pe toți îi durea la bască, n-aveau. Noi am pus măștile în mașină să fim pregătiți. Ei, nicio treabă. În toată Europa, toată lumea cu mască, nu ai mască, nu te servește, nu ai mască, nu pleci, nu ai mască, nu treci. Deci, distanțare socială și mască. Aveți grijă de voi. Nu contează, te îmbolnăvești, nu te îmbolnăvești, contează consecințele economice pe care o să le aibă țara și ce o să se întâmple din cauza acestei gripe și acestor cazuri care cresc într-una. Gata, haide că o lungesc prea mult. Ne vedem din următoarea aventură. Pa, pa!